Primarul Ștefan Timofte speră într-o dezvoltare unitară a zonei metropolitane care să implice și un transport public modern ce ar stimula dezvoltarea comunelor din vecinătatea Iașiului. Primarul Tomeștiului crede că prelungirea liniei de tramvai 5 și unirea acesteia cu linia 3 care duce la Dancu ar permite decongestionarea traficului din Iași. Sunt bani, trebuie doar accesați, susține primarul Tomeștiului, care speră în rezolvarea problemelor de mobilitate ale oamenilor de lângă Iași. Am avut o discuție de a prelungi linia de tramvai până la Tomești. Și nu sunt vorbe aruncate, vor fi foarte mulți bani pe mobilitate, exercițiul financiar 2021-2020, pe fonduri europene 2021-2030, vor fi foarte mulți bani. Și am avut o discuție. Iașu, în primul rând, este interesat să aducă tramvaiul până la barieră, pentru că acolo sunt foarte mulți agenți economici care sunt pe Iași și merg oamenii pe jos sau firmele și-au angajat transport propriu. Deci ei, obligatoriu, trebuie să aducă tramvaiul până la barieră. Primarul Tomeștiului vrea ca linia 5 să ajungă până în centrul comunei, la blocuri, apoi să continue spre nord în comuna vecină Holboca și să se întoarcă în Iași prin Dancu. Astfel, 30.000 de oameni nu ar mai intra cu mașinile în oraș. Dar de ce să nu se facă tramvaiul? Recent am discutat asta în zona metropolitană, să ducă la Tomești și să întoarcă pe la Holboca. Imaginați-vă ce s-ar dezvolta zona metropolitană din toate punctele de vedere, dar în primul rând industrial, iar în Tomești sau în zona Olboca să se facă niște parcări mari ca afară și oamenii care vin din zona... Bun, asta trebuie deja ce spuneți, presupune asta este o gândire pe, o gândire pe, nu știu, da, pe 10-20 de ani. Nu știu dacă chiar pe 20 de ani. Eu cred că și în 4-5 ani... Nu, lucrurile astea s-ar face, dar...